Pe 15 octombrie a fost înființată o firmă de asigurări de către Arhiepiscopia Sucevei și Rădăuților, astfel că, începând cu data de 1 noiembrie, preoții și monarhii din județul Suceava sunt obligați să-și asigure bunurile parohiale la firma de asigurări a Arhiepiscopiei. Permanența Consiliului Eparhial a publicat o decizie în acest sens. Ca urmare a hotărârii permanenței Consiliului Eparhial numărul 3367 din data de 28.10.2020, vă aducem la cunoștință că toate polițele de asigurare care aparțin unităților de cult din cadrul Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților se vor încheia doar prin societatea comercială SC-SRL care aparține eparhiei noastre începând cu data de 1.11.2020. Vă rugăm respectuos să comunicați tuturor unităților de cult de pe raza protopopiatului. Se arată în decizia instituției bisericești.